Elisei, omul lui Dumnezeu. Merge acasă și mănâncă ceva. Nu pot, tată. Vreau mai întâi să termin de lucru în câmpul dinspre partea de nord. Tu ești un muncitor bun, Elisei. Ție ți se va răsplăti. Poate vreodată toate acestea vor fi ale tale. Prorocul Ilie? Ce am făcut eu de a-mi merita vizita ta? Nu mi-a rămas mult ca să fiu proroc. Și acum a venit rândul tău. Dumnezeu a vorbit cu mine. Eu curând voi fi luat la cer. La cer? Când? Nu știu, de grabă. Mergi cu mine. Avem multă treabă. Noi, credincioșii Dumnezeului viu, am rămas puțin. Tu să-i întărești pe cei rămași. Tu vei ajuta pe oameni ca să simtă Duhul și puterea lui Dumnezeu. Iată de unde s-a început toată răutatea. De multe ori am încercat ca să-i înțelepțez pe împărații lui Israel. Dar ei preferă idolii, fără viață, în locul viului Dumnezeu. Tu vei putea ca să miști inimile lor împietrite. Nu pierde credința, fiule. Crede în cuvântul Domnului. Dacă El vorbește, mișcă acest munte. Tu trebuie să-L miști. În același timp, mulți oameni vor crede în Dumnezeul lui Israel. Tu trebuie să-i aduni pe ei. Doamne, în numele urmașilor Tăi și a robului Tău, Elisei, arată-ne slava Ta. Arată-ne puterea Ta. El a uscat Iordanul. Eu niciodată nu voi putea face așa ceva. Vei putea, Elisei. Nu uita. Niciodată să nu te ispitească vreodată slava și onoarea pentru lucrările lui Dumnezeu. El face minuni. Tu ești doar un instrument. Ce pot să fac pentru tine până când eu sunt aici? Binecuvântă-mă, Ilie! Las ca să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul Tău. Prea mult ceri. Dar dacă mă vei vedea ridicându-mă la cer, Dumnezeu îți va da. Eu văd. Văd un car de foc.
Se mai îndoiește cineva că acesta este prorocul lui Dumnezeu? Slava este a Domnului! Este ultima ta șansă. Plătește-mi datoria. Ce vrei de la mine? Privește! Este gol. Nici copiii nu am cu ce să-i hrănească. Bărbatul meu a murit și mie nu mi-a rămas nimic. Îmi pare că te înșeli. Tu ce faci? Oprește-te! De acum încolo copiii tăi aparțin mie și vor lucra până ce îmi vei întoarce datoria, chiar dacă la aceasta vor trece 100 de ani. Așteaptă! Eu deja ți-am dat posibilități. Nu, nu, dă-mi 2 săptămâni. Eu știu un om. Două săptămâni. Iată hrana și băutura, domnule. Ce eu ți-am spus? Israeliții sunt foarte buni. Slujește-mi bine și când vei crește mare, te voi trimite acasă. Mulțumesc și desigur că și banii îți voi da. Ce viață! Dar tu ziceai că nu te căsătorești cu un militar. Eu pur și simplu nu iubesc războiul. Nici mie, dar mi se plătesc bani buni. Este timpul puțin să mă răcoresc. Naaman? Lepră. Eu mă gândesc că prorocul nu-i stă bine să călătorească cu măgărușul. Deprinde-te, învățătorule. De ce din toți tinerii tu m-ai ales pe mine ca să slujesc ție? Deci eu cred că mă pricep de ce. Eu pur și simplu mă evidențiez din mulțime. Tu ai nevoie de un ajutor priceput. Ai dreptate, Gehazi. Tu ai multe aptitudini, dar tu ai mult de învățat. Gideon. Vă salutăm. Noi călătorim la Ierihon. Eu și Gehazi, sluga mea, tu ești omul lui Dumnezeu. Vă rog, înoptați la noi. Luna se ascunde astăzi și va fi greu de mers fără lumină. Cu plăcere vom rămânea. Cât este de bine. Da, cred. El este un om bun, chiar foarte bun. Dacă Domnul ne va binecuvânta și ne va da copii, să crească și ei la fel ca Elisei. Elisei! Elisei! Slava Domnului, tu ai venit! Apa s-a stricat toată! Vezi? Totul moare. Animalele, roada. Noi așa mult nu vom putea trăi. Sarea pe care ai cerut-o, învățătorule.
Așa vorbește Domnul. Eu am vindecat apa aceasta și nu va mai fi de la ea moarte și nici nerodire. Este o minune. Mulțumim, Elisei, tu ne-ai salvat viața. Mulțumim. Spune-ne prețul și noi vom plăti cât ceri. Nu, aceasta nu va fi cinstit. Domnul să te binecuvânteze. De ce tu nu ai primit banii? Noi i-am meritat. Noi nu am făcut nimic. Domnul a făcut. Să nu te ispitească vreodată slava și onoarea pentru lucrările lui Dumnezeu. Ține minte, Gehazi. Am nevoie de ajutorul tău, Domnule. Iartă-mă că te năcăjesc, Elisei. Eu știu că tu nu ai bani. Mai spune aceasta încă o dată. Spune, ce tu ai în casă? Ceva de preț? Nimic în afară de un vas cu puțin un de lemn. Du-te și împrumută vase de la vecinile tale atâtea cât vei putea. După aceea, umple cu ulei din vasul tău. Îți promit, în numele lui Dumnezeu, îți va ajunge să umpli toate vasele. Să fie așa cum tu spui. Eu am obosit. De ce nu ne-am oprit la vreun han? Pentru aceasta avem nevoie de bani. Acesta este exact pentru noi. Nu este rău. Noi am numit aceasta odaia prorocului. Puteți să înoptați ori de câte ori treceți pe alături. Aceasta este pentru voi. Ce putem face pentru voi? Voi împlini tot ce este în puterea mea. Noi nu ducem lipsă de nimic. Avem totul pentru viață. Măcar că voi veți avea un copilaș. Vă promit în numele Domnului. Dar nu este posibil. Voi veți avea un fiu. Mai repede, dați vase. Minune! Aceasta va ajunge ca să plătim datoriile și să începem o viață nouă. Domnul ne-a salvat. Să nu uitați niciodată aceasta, copii. Dumnezeu ne-a salvat pe noi. Micuțul Mica. Naaman, domnule, eu v-am adus ceva de băut. Naaman, trebuie să beți aceasta, domnule. Eu mor, ce tu nu vezi? Cară-te! Doamnă, pot să vă vorbesc ceva? Vorbește. În Israel, domnul Naaman îndată s-ar vindeca. În Israel trăiește prorocul omului Dumnezeu. Mica, grăbește-te. Tu îl vezi? Iată-l, pe tată. Foarte bine. Acum du-te și du-i hrană ca să ia masa. Foarte bine. Stai puțin. Ai grijă ca el să mănânce tot. Îți aduce aminte când pâinea lui a nimerit în râuleț? De data aceasta, niciun fel de bărcuțe din pâine. Bine. Mica? Oh, capul meu! Mica, ce-i cu tine, fiule? Tu ești în regulă?
Ioana, ce faci tu aici? Elisei, el a murit. Fiul meu a murit. Fugi înainte, Gehazi. Cu niciun chip nu te opri. Când vei găsi copilul, pune toiagul peste el, folosește toată credința. Te rog, Doamne, dă-mi putere ca să fac minuni. Eu doar merit. Eu am făcut tot ce ai spus tu, dar copilul e mort. Nu! Nu! O, Doamne, te rog, părinții lui sunt așa de smeriți și așa de buni. Eu am promis binecuvântarea ta. Eu le-am promis un copil. Ascultă-mi rugăciunea, Doamne. Eu cred în puterea ta. Întoarce-l. Întoarce-l pe acest copil. El așteaptă. Comandantul armatei siriene. Spune-i să se scalde în Iordan de 7 ori și se va curăți. Învățătorule, dar Iordanul este un râu murdar. Du-te la Iordan și scaldă-te de 7 ori și vei fi vindecat. Își bate joc de mine. Eu am crezut că el va aranja o vindecare minunată. Și acum el mă trimite într-un râu murdar ca să mă scald. Mai bine să mor decât să mă înjosesc așa de tare. Nu se va întâmpla asta. Domnule Naaman, pot să vă spun ceva? Dacă mai ai ceva de spus, dacă prorocul ți-ar fi cerut ceva mare sau ceva scump, ați fi făcut? Dar el v-a rugat ca să faceți un lucru simplu. Un lucru simplu este foarte ușor de îndeplinit. De ce să nu-l asculți? Încă o dată, domnule. Domnule. Ia-le. Acestea sunt ale tale. Eu nu pot să le iau. Trebuie. Eu am adus acestea ca mulțumire pentru sănătatea și viața care am primit-o. Eu sunt recunoscător, dar în lucrările lui Dumnezeu eu sunt condus numai de credință. Acum eu știu că este un singur Dumnezeu, Dumnezeul cel viu.
Domnule! Stai! Cred că nu s-a întâmplat nimic rău. Totul este în regulă. Învățătorul își cere iertare, dar el s-a răzgândit în ceea ce privește banii. Cât este nevoie? Gehazi, unde ai fost? O, Gehazi, de câte ori te-am învățat pe tine ca să fii smerit? Eu numai... Tu ai fugit după bogății în loc să cauți lucrurile lui Dumnezeu? Din cauza aceasta vei moșteni pentru totdeauna lepra lui Naaman. Nu! 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 Este oare ceva imposibil pentru Dumnezeu? Este ceva ce El nu poate să facă pentru mine? Dacă eu mă întorc ca să nu cred și insist în necredință, dar ținându-mă de mâna Lui, eu pur și simplu ajung să cred. Așa cum copacii umbresc iarba, așa cum după nori nu se vede cerul, dar dacă eu mă încred în El, nu va fi ceva ce El nu poate face pentru mine. Eu îmi întind mâna către El și El se apropie de mine cu o nădejde pentru tristețea mea și cu răspunsul pentru rugăciunile mele, arătându-mi drumul către credință. Este oare ceva imposibil pentru Dumnezeu? Este ceva ce El nu poate să facă pentru mine? Dacă eu mă întorc ca să nu cred și insist în necredință, dar ținându-mă de mâna Lui, eu pur și simplu ajung să cred. Așa cum după copaci nu se vede iarba, așa cum după nori nu se vede cerul, dar dacă mă încred în El, nu va fi ceva ce El nu poate face pentru mine. Eu îmi întind mâna către El, minunea îmi umple inima mea.